am cerut la autorități să ne dea voie și am luat o hotărâre și nu veți avea probleme, am cerut să aveți pe propria răspundere și această nevoie de a veni la biserică și în aceste zile, joia și sâmbăta, și în sâmbetele de dimineață. Arhiepiscopul Tomisului spune că se apropie Învierea și Paștele și credincioșii trebuie să vină în lăcașele de cult. Vom cere și pentru Deni și pentru Înviere și toate trebuie să le facem, că nu-i nimeni mai mare cu Dumnezeu și biserica este autonomă și trebuie să-și împlinească rostul ei. De aceea, iată, eu vă mulțumesc că aveți această dragoste de biserică. La începutul lunii martie, în Altă Sfinția sa, spunea că biserica nu se va închide pentru că nu este a autorităților vremelnice, ci a lui Dumnezeu.